Costele, vreau să încet timp să mă înțeleg. Ce să mă înțeleg, bre? Bre, mă, tale, vrei să cultivi maidanul ăla de la țară? Acu, iarna? Ce, Doamne, iartă-mă să plantăm pe el acu. Maxim niște globulețe. Costele, încetează cu glumele proaste, că n-au răbdare. Și strântezi niște pașoare din astea pe cârcă, de vezi globulețe verzi pe pereți. Nu la agricultură mă referem, ci la puiericultură. Adică la cultura de puradei. Vreau să o însămânțez pe Cora, numai Danu, ca să-mi facă și mie nepoțel, cât sunt încă în viață. Bine, bre, mă apuc, dar vezi tu că s-ar putea să dureze, că copiii ăștia moderni de ziua de astăzi nu mai ies așa cât ai bate din palme la comandă. Plus că încă nu sunt sigur dacă analizele mele cu problemele de sterilitate au fost greșite sau sunt reale. Păi du-te, bă, tantalou satului și le refă. Dar până-ți vin rezultatele, treci la procedura de însămânțare și repet-o, că pușca care nu trage, se încransează, bă, și nu mai nimerește ținta. Ai înțeles? E, nu nimerește. Bine, bre, mă apuc. Vezi că te verific. Și dacă ai zis doar așa, ca să scap de gura mea, te sterilizezi, bă, piveci. Sigur o să vrea să se răzbune pentru faza cu suspendarea. A fost umilită, a fost înjosită. Și țăranca nu uită că așa sunt țărâncile, pismașe, răzbunătoare. Singura mea șansă este să mă transfer. Ce, mă? Ce, auzi? Să mă transfer, vreau să mă transfer. A, exagerezi. Nu exagerez deloc, așa ai zis și dățile anterioare. Și tot eu am avut dreptate. S-a întâmplat exact cum am zis. Da, acum... Chiar exagerez, că nu să aibă curaj să se răzbune, că dacă o face, o să se trezească iar suspendată. Și? Cu ce mă ajută pe mine că o suspendă? Că oricum nu o să mă pună pe mine șef. Că dacă vroia Mateescu mă punea de prima oară când a suspendat. Și o să mă trezesc chiar condus de neuronul singuratic mușchiulică. Băi, înnebunez mai bine Sofica decât gorilul ăla. Nu mai am niciun motiv, dar niciun motiv să rămân în secția aia. Dacă ești așa de decis să pleci, de ce nu te bagi cartea la Pupăză? Pentru că ăla e post nesigur și periculos. Că Pupăză face tot felul de învârteli cu arestații și o să ajung și eu la beci. Dar în calitate de complice. Da, la asta nu m-am gândit. Păi dacă ești atât de hotărât să te transfer, n-am ce să fac. O să trească să te susțin că ești iubitul meu. Da. Dar vezi că ai nevoie de un motiv beton. Că altfel n-o să te aprobe transferul în veci. Ce spui? O să invoc că mă mut cu locuința. Așa. Că nu mai pot să stau cu chiorete. Că vreau să-mi întemeiesc și o familie. Da, asta nu e un motiv serios. Că e. Sunt atâția polițiști care fac naveta de la marginea Bucureștiului până la diverse secții. Așa că nu e morțiș să stai lângă secția la care lucrezi. Atunci o să spun adevărul. Adevărul adevărat. Că mă persecută șefa de secție și că nu mai pot să funcționez sub comanda tartoriței. Na. Da? Da. Așa, da? Dar roagă-te să-ți aprobe cererea. Că dacă nu, chiar o să-ți facă viața un iad. Dar de ce să-ți dau, mă, dormitorul? Că eu sunt șef, că eu aduc da, bani. Da, mă, Pupăză, te rog eu frumos, mă, numai pentru puțin timp, mă. Că mă pune mămica să-i fac un nepoțel cu Cora și am nevoie de intimitate, mă, ca să... Mă înțelegi tu, ce naiba? Auzi, dar de unde știu eu că e pentru puțin timp? Că unii lucrează la copii cu ani și tot nu le iese. Unii aia sunt neprofesioniști. Uita că eu sunt zeul sexului, ce naiba? Ba, pardon. Eu sunt zeul sexului mai nou. E, vezi, uite, eu ți-am cedat ceva. Ți-am cedat numele, titulatura mea. Cedezi și tu dormitorul pentru câteva zile. Hai, mă, te rog eu frumos. Uite, în felul ăsta o să fii închit. Că jos nu pot, mă, că se flendură vândam și Emma. Păi și aici nu se flendură, mă, starletele. Că doar e platou de filmare. Și nu cred că Cora, virgulă, ar fi încântată să se uite ala la voi și să se amuze. Iată, bă, dar de ce să se amuze, mă? Hai, mă. Ia vezi, băi, Pupăză, că dacă ți-am cedat numele meu, asta nu înseamnă că ți-am cedat și experiența și talentul meu în domeniu, da? Vezi că ești în eroare, băiețaș. Sunt încă meseriași, da? Și sunt chiar mai meseriași ca tine. Ce face, mă? Ce, nu crezi? Dacă vrei, pot să și dovedesc. În visele tale, Gogule, și nu mă refeream la tine, mă, maciomenule. Mă refeream la Cora, că pe lângă alea, sigur e amatoare.
Uite, bă, ce grijuliu ești tu cu cora mea. Nu sunt eu grijuliu. Lasă-mă, că eu în calitate de producător o să am grijă să nu fie în preajma corei niciuna dintre starletele alea, că toate o să fie la tine. Oh, da. Da. Serios? Da. Păi vezi? Păi vezi, tocmai de-aia nu poți să cedezi dormitorul, mă. Ce bol. Că la parter eu nu pot să prestez cu alea. Că o să nebunească ei, mă, îți dai seama. Calea o să se flendure prin fața lui Van Damme goale și aia o să facă crize de gelozie, o să se streseze și dacă pierde sarcina pe sistem nervos, ne omoară pe toți. Tu vrei să mori? Tu mai acum, când ți-ai găsit iubirea și făcătoarea de nepoței pentru măta, mă? Nu. E? Păi vezi, tu poți să o faci liniștit jos, că Cora, virgulă, e fată serioasă, da. Cu plată, da. Cu tine. Da. Mă rog, n-am să înțeleg în vești de ce, dar o fi oarbă. Bă! În fine! Deci, nu se pune problema să se dea la Van Damme. Deci, n-are de ce să fie geloasă Emma. Plus că nici Van Damme n-ar avea curaj să se dea la Cora. Îi dai afară din casă, nu? Auzi, ea vorbește cu Cucii să se libereze cuibul ocupat abuziv. Că, de fapt, ei sunt niște tolerați, mă, în casa asta. Că ei nu contribuie cu nimic, nu? Păi vezi, nu mă gândesc eu la toate. Cum ai tu grijă de mine, mă? Poponețule, tu-ți bagi joc de mine? Vezi că dacă am fost suspendat, asta nu înseamnă că... Șefă, calmați-vă, vă rog, că nu îmi bagi joc de dumneavoastră. Eu chiar vreau să mă transfer. Da, dați-mi o cerere, de aia să o completez, atâta tot. Și care e, mă rog, motivul? Că trebuie să fie unul beton, sper că știi, că altfel nu o să ți-o aprobe niciodată. Da, știu că trebuie să fie beton. Dați-mi cererea și o să vedeți. Ne. Până n-aud motivul, nu-ți dau nicio cerere. Ce crezi, că s-a întâlnit hoața cu prostul? Adică invers. Crezi că eu nu știu că tu vrei să faci pe victima și să scrii în cererea că eu te tot persecut ca să mă suspende din nou? Dar nu-ți merge, mă, cu mine. Că până nu văd motivul scris, nu fac niciun demers, ai înțeles? Scuzați-mă că vă spun, sunteți paranoică în situația asta. Adică, asta e. Eu nu dau bir cu fugiți din secția asta pe care am iubit-o atât din cauza unei femei. Altul e motivul. Care? Mă mut la Teo și vreau să fiu mai aproape de ea și cu serviciu. Poftim, na, că ți-am zis. Așa, da. Uite, uite, asta e cererea de transfer, da? Da. Ok, deci o să trec pe ea că dorești să te transfer ca să fii mai aproape de psihologul secției Teodora Diliman, corect? Corect. Ok, deci doresc să mă transfer ca să fiu mai aproape de psihologul secției Teodora Diliman. Ia și semnează, hai! Da. Mare lucru era! Ha. Mutare plăcută! Mulțumesc! Frumos. Cu drag! Măcar nu-ți mai vă fat! Doresc să mă transfer ca să fiu mai aproape de psihologul secției Teodora Diliman, ca să îmi pot trata tulburările emoționale de care sufăr în ultima vreme. Te-am făcut cap de miele. Măi, trebuie să le liberați, pentru că voi aveți deja bebe. Nu mai aveți nevoie de intimitate pentru procreere, în schimb eu da. Păi tocmai de-aia are și ea nevoie de dormitor, gogule. Că are bebe și bebele are nevoie de liniște ca să nu se streseze. Da, e lăsă cu să aibă liniște și aici. Că noi o să stăm mai mult prin dormitoare cu fetele. Și în fond și la urmă urmei, de ce comentezi? Că e casa mea și eu de ce. Hai, păi atunci o să o sun pe măta și zic cum te comporți cu viitoarea ei finuță, na? Da. Ce frică m-a luat! Van Damme, dacă nu știi, mămica m-a pus să-i fac nepoțelul. Și ghiși ce? Nepoțelul bate finuțul. Aaa, e pe d-astea? Da, și dacă nu mi-i liberați dormitorul, să știți că mă mut în alu pupăză și îl trimit pe el aici jos. A, păi e foarte bine, super idee, gogole! Foarte bine, înseamnă că o să asistați la niște scene XXX. Ce zici, madame, vrei să vezi niște profesioniste la treabă? Că pe Van Damme nu-l întreb, că sunt convins că vrea. Ce râzi, mă, vrei? Vrei? Nu, vrei! Marși în dormitor și strânge lucrurile și adu-le aici! Păi că tu vrei să dormi pe canapea? Ce, că tu dormi pe canapea? Dar eu unde dorm? Pe mine. Pe tine, că ești femeie gravidă, trebuie să storcim bebele? Atunci o să dorm eu pe tine. Sau mă rog, nu o să dorm. Că ideea că se călăresc că ea în dormitoare mă... încântă.
Ca să nu mai ziceți că tot eu sunt așa și pe dincolo. Sofico, tu vrei să fii iar suspendată? Eu? De ce, șeful? Pentru făcătura asta și pentru că m-ai făcut prost, de aia. Eu? Când, șeful, că eu n-am copii și nici nu-s babă? Când mi-ai dat să citesc asta, imaginându-ți că o să cred că Poponeț a scris idioțenia asta sinucigașă. Da, aș vrea să profit că steți aici să semnați dosarul ăsta, că l-am terminat. Să-l dăm. Hai bine că ai venit, Poponețule. Auzi, mă, ai scris tu cererea asta de transfer? Da, să trăiți. Și ai zis că vrei să te muți la Teo? Da, să trăiți. Sofico, liber. Mulțumesc, să trăiți. Păi, Poponeț, băi, cum s-a ajuns la asta, mă? Cum s-a ajuns la asta, mă? Păi cum s-a ajuns? Din cauza că nu m-ai susținut la șefia secției atunci când a fost tartorița suspendată. Uite, de-aia s-a ajuns, de exemplu. Nu am putut, mă, și ți-am și explicat de ce. Din cauza gipsului. Jesus. Dar chiar și așa, bă, nu poți să treci o asemenea motivație în cererea de transfer. Ce naiba vrei să-ți iei adio de la carieră? Mateescule, eu am senzația că tu nu vrei să mă lași să plec pentru că tu încă supervizezi această secție și ți-ar da foarte prost la imagine să-ți plece oamenii. Bă, băiatule, dar tu chiar ai probleme, mă. Da, am. Și tocmai de-aia nu o să pot să mă ții cu forța la gălul ăsta de persecuție, ai înțeles? O să plec de aici și fără semnătura ta, o să mă însemneze Dumnezeu, o să însemneze, ai înțeles? Stai, bă, nebunule, taci! Ce, că m-am săturat de voi? A, bă, maică, domnule. Că deocamdată nu se aude nimic, așa că relax. Da, o să se audă că nu s-au dus degeaba cu gagicile în dormitoare. Și prefer să o facem noi primii, să terminăm înaintea lor. Că dacă termină ei, o să înceapă să se frece pe aici după apă, după mâncare, să se refacă pe efort și o să ne strice toată romanța. Comprende? Comprende, normal că comprende. Să mai tot cu a fugit în pădure. Mi l-ai înnebunit de tot. Eu? Dar cine e eu? Nu tu l-ai persecutat 24 de ore din 24? Dar el nu m-a persecutat pe mine, a fost reciproc. Sau mă rog, reciporc. Că el nu trebuia să intre în război cu o femeie ca un porc. Sofico, încetează. Că eu te-am chemat aici să rezolvăm situația, nu să o agravăm. Că a luat o razna. Știu, șeful, de-aia trebuie să-i aprobați transferul. Că o să ne facă numai probleme. Cu Santilii nu te pui. Că nu înțeleg cum a ajuns în situația asta, că doar are iubită psiholog. Doar cu titlu, că pe meserie e cam praf. Plus că știți vorba aia. Cizmarul n-are pingere la pantofi, dentistul n-are dinți. Haide, șeful, aprobați-i cererea dacă vreți să fie liniște în secție, serios acum. Ce grijulie ești tu. Al naibii gogoșar a pus-o să facă ca fiarele ca să pară el mega meseriaș. Auzi, că băgă tu niște gemete din alea profi, că producătorul e dincolo și dacă îl convingi că ești vocală, o să te distribui în cereri mai bun acum. Da? Da. O, da, așa. Da. O, da. Da, e bine. E bine. O, da. Da, 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 da. Tu auzi cum face? A pus o bombă să facă intenționat chestia asta. Ca să mă complexeze pe mine. Auzi, știi ce? Nu vrei să te prefaci puțin că gemii ca să-i plătim cu aceeași monedă? Cum adică să mă prefac? Așa. Costele, ia stai puțin, tu mă faci frigidă? Eu nu, nu, doamne ferește, cum mi-aș putea permite eu așa ceva? De fapt, nici n-am de unde să știu. Adică nu, nu, nu. Să nu mă înțelegi greșit, sunt convins că nu ești, numai că te-am rugat să te prefaci doar puțin. Că mie că tu n-ai să faci cum face aia care e cu pupăză. Da? Da. De unde știi? Dar poate că mă faci tu să fac aia, te-ai gândit? Da. Ți-am spus să ai încredere în tine, da? Am, da. Ei, a
mai pe naiba, până nu ești de sub fusta maică-ti, n-o să ai niciodată. Costele, dai-ți odată cordonul ăla umilical, că o să rămâi un complexat și un frustrat toată viața. Okay. Iar eu nu vreau un sos frustrat. Nici eu nu vreau să fiu. Așa? Că gândește-te bine. Mă gândesc bine? Pisică, cum te duci? Ăștia fac intenționa să ne oftice. E, păi atunci trebuie să le dăm o lecție. Le arăt eu amatoarelor ce înseamnă lucru bine făcut, da? Pisică, ce trează cu ambițiile astea prostești? Că aia lui Pupăză nu e amatoare deloc. E chiar profesionistă. Și Cora nu e profesionistă, dar e tânără, sportivă, rezistentă la efort. Nu e o grabită epuizată de sarcină ca tine. Nu sunt epuizată de nimic. Și o să le dovedesc că și așa gravidă sunt mai meseriașe ca ele două la un loc. Că sarcina stimulează hormonal. Îți dă aripi. Fii atentă. Pisica, mai încet, că cheamă vecinii Potera. Da, și mă întrerupe. Buhu, poate. Face special, îți spun. Ca să pară el mega viril, noul zeu al sexului. Pe cine încearcă el să păcălească? Pe mine? Crede că eu nu știu că asta e făcătura? Da, poate că nu e. Poate și-a revenit acum că nu mai are probleme financiare. Ha, iure, e făcătura totală. Că mortul de la groapă nu se mai întoarce niciodată. Da, unde pleci? Cum unde? Sus la el. Să-i spun să înceteze odată cu circoteca asta. Că ne cheamă vecinii poliția pe cap. Uite, asta e făcătură clar. Da. Nu mai fi atât de sigur. Spun eu. Am auzit eu de la colegele mele mai în vârstă că Gogoașă era meseriaș când activa în branșă. Nu degeaba îi se spunea zeul sexului. S-au dus vremurile, gata. Dar știi ceva? O să mă duc eu și o să mă conving imediat. Tu stai aici. Așa. Băi, eu nu mai pomie sete, mi s-a uscat gâtul. Păi, bea niște apă. Continuați, mă scuzați. Vezi, mă, că am avut dreptate să începem mai devreme. Uite, a început frăcușul pe aici. Tot și par. Mă scuzați, continuați. Ăștia fac schimb de mame? Adică de temei? Au devenit swingeri? Gata, încetează cu competiția asta tâmpită, că ne-au făcut! Sunt mai perverși ca noi! Sau vrei să intrăm și noi în jocul cu schimbul de partenere? Ai vrea tu! Și uite ce-i scripesc ochii, îți dau una în ufa aia de... Am întrebat doar. Adu-mi-a. Cine e? Un hoț rău și pervers? Nu! Sunt eu, Costeluș. Pot să intru? Da, normal, șeful. Nu-i așa că am prestat bine? Da, normal. Auzi? Vreau să întreb ceva, dar rămâne între noi. Pupăză, e chiar așa viril pe cât am auzit eu că s-au auzit. Dar să-mi spui cinstit, da? Că dacă e să fie într-adevăr așa cum se aude, poate găsim un rol să joace și el, să facă și el un ban grămadă, să câștigăm și noi niște bani. A? Care e adevărul? E, nu e chiar așa. Da? Am mai băgat eu în ele, știi? Pentru impresia artistică. Au, șeful? Da? Dar dacă ai nevoie de actor, de ce nu revii tu? Am auzit chestii strașnice despre zeul sexului. Fii auzit o chestie strașnice, dar peste-o, eu nu mai pot, că nu mai sunt chiar așa de în formă cum eram atunci când făceam chestiile alea strașnice. Păi se pune problema, șeful. De ce? Te antrenezi eu! Începe chiar acum, nu te-ai nevoie! Nu de alta, dar ne cheamă vecinii poliția și e păcat să dăm banii pe amenzi din loc să-i dăm pe șampanie, nu? Hai, lasă-mă! Dar ce grijuliu ești tu!
Să știi că nu s-a auzit doar de la noi. Poate că ar trebui să o lăsați și voi mai moale. E, noi am lăsat-o de mult. Dar nu din cauza mea, evident. M-a rugat fata că am rupt-o în cel puțin două. Popăză, tu ai impresia că pe mine mă interesează lautele tale deșănțate? Stai liniștit, dragă, că pe lângă costelușa al meu ești mic copil. Iauzi, dar de unde știi? Ai făcut-o cu mine? Nu mai bine vorbești după ce verifici. Popăză, ce faci, mă? M-ai nebunit? Îmi apă reputația. Păi, Popăză, nu, Popăză! Hai să vezi ce reputația. Te-a orbit dragostea în așa hal încât nu mai ești capabilă să-ți faci treaba profesional. Nu este adevărat. Ba, este adevărat. Că altfel ți-ai fi dat seama că Poponeț are grave probleme psihice. Nu are nicio problemă psihică, are o problemă fizică, la picior. Și dacă mi-aduc aminte, din cauza ta o are, Matescu. Mi se pare mie să tu încerci să-i găsești probleme doar așa ca să-l discreditezi, să nu ajungă șef, nu? Ți-e frică să nu-ți ia locul? Comisarul Matescu e foarte greu de substituit. Și nu inventezi nimic, chiar are probleme. Le-a trecut el în cererea de transfer. Sau nici de asta nu știi? Ba, știu, ironicule, dar nu vrea să se transfere de nebun. Vrea să se transfere din cauza persecuțiilor sofigăi. Ei, lasă-mă, el a scris cu totul altceva în cererea pe care a semnat-o cu mânuța lui. Iete. Da, este. Opa. Eu cred că ar trebui să-i faci un control amănunțit, psihiatric. O să-l fac, o să-l fac. Comisarul Matescu te salută. Da, psicologa, te o salut. De ce așa, manșer? Te dai drept nebun periculos, care are nevoie de asistență psihiatrică, numai ca să-mi forțezi mie mâna să te iau în spațiu, că de acolo și până la nuntă nu mai ai decât un pas. Lasă că-ți fac eu un control de n-o să-ți mai trebuiască niciun tratament. Tuh! Încă iar mama de cutărție. Bravă, scoște, nu ești bravă, stai ținut de cuvânt. În sfârșit te-ai apucat de însăbuțit. Că urașe, da? Îmi punge-mă grav. Asta nu e costelos. Asta e băută Van Damme. Și-o bără frumos tăurașul de Van Damme. De fapt, nici nu avea cum să fie, bă, că cora mea, nora mea, e o fată de aia stilată, are nevoie de intimitate, nu o fată de păte Mircea Undelu. Slavă Domnului! Au! L-a pus pe Popăză și-o să mânceze pe coara. Adică, cu costelușa-i mă chiar steril. Popăză! Ce face aici? Ce teamă? Asta, tanțe! Nimic, ce să faci? Costelușa-l meu, încornoratul de-o șară, unde e? Jos! Ce se mai eu? Jos! Mai, te rog, fii, stai, nu mai înțeleg! Nu! Hai! Deci am avut dreptate! Încora e o parașută! Și tu ai făcut schimb de parașute cu Popăză, nemernicule! Swinger pervers și infectious sunteți! Vă omor pe toți, mă! Doamne, ajută-mă să stârpesc Sodoma și Gomora de pe fața pământului! Fieror, fieror! Mărică, stai cu minte, bă, că n-ai înțeles bine, nu e nicio Sodoma și nicio Gomora! Nu e ceea ce pare! Eu am venit aici ca să-l rog pe Popăză să mânciteze precu zgomotele când ne aud vecinii și poate ne luăm vreo amendă. Iauzi! Și asta de ce era că le-are pe tine bani? Păi, mămică, fata a sărit pe mine ca să mă certe. Că, de fapt, era ofticată că le-am stricat sentimentul, bre. Le-am stricat momentul de tandrețe când am intrat eu pe ușă și am încercat să o conving să se dea de pe mine și să mă lase în pace. Dar eu nu pot să reacționez violent, că mă tare așa mai educat, să fiu un gentleman. Și m-am spătut să o dau jos de pe mine cu vorbă bună. Ce ia? Ce-am mai tăie, dunie, perversule!
și pupăză tot de-aia a coborât, bă, și e că l-are pe gagicăta. Și el tot așa ca și tine să-ți bate și o scoate de sub piel cu vorba bună. Ce face? Ce ai auzit? E la călărie. O lecție de echitație. Arte. Ce așa nimeni, Nicule? Te-ai dat la gura mea, e? Măi, Gogule, să știi că nu e ceea ce pare. Adică eu nu i-am atins niciun fir de păr. Și tu, domnișoară? Te-ai lăsat căloritul de ăsta? Și-ai mai nebunit? Exact! Băi, n-am făcut nimic, mă, nebunule. Adică, de fapt, nu-i asta puțin de vorbă. Chiar era să citim și o carte. Adică eu, de fapt, am vrut să am venit ca să te caut pe tine, mă. Adică tu n-ai pic de încredere în mine. Mă crezi o fufă infidelă? Așa o crezi, mă? Nu te cred, Cora! Vezi? Nu te crede că n-am făcut nimic. Deci n-are încredere în tine asta, uite. Păi să taci! Cora, așa mi-a zis mamica, că v-a văzut făcând niște chestii. Ha, păi normal, că tu o crezi pe măta, în loc să crezi pe iubita ta cu care trebuie să te căsătorești. Ei, fraiere, și nici n-aveam cum să facem ceva, că n-au trecut decât 5 minute. Și eu sunt meseriaș, mă, nu e puraș, nu-i așa. Dar poate chiar ar trebui să o facem, ca să ai motiv să mă vinovățești, nemernicule. Și cu ocazia asta o să te ajut să vezi dacă pupăză e meseria sau nu. Da, ia crede, Gogule. Ca să nu-ți mai lași iubita în pat singură, ca să te duci să-l spionezi. De asta ai plecat tu sus, mă, mamă, ce fraier. Proastă eu că ți-am răspuns la avansuri. Am crezut că ești altfel, dar se pare că toți bărbații sunteți la fel, niște nemernici, și tu. Da, tu da. Cora, te rog eu frumos, iartă-mă, nu pleca, a fost o greșeală. Te iubesc, știu foarte bine, îți promit că nu mai iau după nimeni. Ce faci, mă, prostul universului, mă? La ce cer tot iertare, mă, când ea e principala vinovată? Că ea nu trebuia să accepte schimbul, swinger inteligență ce sunteți. Că dacă cățeava... Virgulă. Nu ridică coada. Încetează, odată pentru totdeauna, că m-am săturat să te bagi în toate relațiile mele și să mi le distrugi pe rând pe fiecare. Din cauza ta am ajuns astăzi un bărbat bătrân, fatală, un singur și fără soțioară. Numai din vina ta. Îți promit că dacă și de data asta te mai bagi și îmi distrugi și relația cu Cora, te dau pe ușa afară și nu-ți mai permit să mai calci în casa asta până ai muri, că-mi bag picioarele în moștenirea ta. Da și tu. O să-ți iei adio și de la nepot și de la fiu. Ai înțeles? Ești repede că începe măcelul. Mă, te-am întrebat, ai înțeles? Da. Perfect. Acum ieși și să nu te mai întorci. Că acum am treabă, trebuie să-mi împac logodnica. Da. Pupăză, ești surd? Ieși. Eu? Ieși! Stai, mă, că oricum! Și nu te mai uita la fundul meu, da? Acolo, te rog frumos să mă ierți. A fost o greșeală, am fost orbit de gelozie. Dar știu foarte bine de ce. Pentru că te iubesc. Iartă-mă, îți promit că nu se mai repete. Și îți promit că nu mai mă iau după cuturanța aia de maică mea. Nu-ți mai ies din cuvânt. Mă ierți? Te iert, mă, amărâtule. Dacă în sfârșit ai devenit și tu bărbat, meriți o șansă. Dar la prima intromisiune a maicătii în viața noastră s-a terminat definitiv. E clar? E clar. Așa facem. Bună! Întinde-te pe canapea! Haide, mă, Teo, mă, că nu am chef acum de-astea. Mai bine ne gândim cum să-l facem pe ăla să-mi aprobe transferul. Întinde-te pe canapea, am zis, că nu e pentru ce crezi tu, da? Hai! Dar pentru ce? Pentru un control psihiatric amănunțit, că dacă ai scris în cerere că ești nebun, eu trebuie să verific. Te rog. Ce-am făcut? O tâmpenie, normal, dar eu trebuie să-i dau curs, că mă obligă contractul cu secția și deontologia. Măi, femeie, în ce cerere am scris eu că sunt nebun, mă? Uite în asta. Ha? N-am scris eu așa ceva? Minți! Uite aici, e semnătura ta. Păi e semnătura mea. Dar ce scrie acolo adăuga nenorocită aia de sofica după ce am semnat eu? Minți. Mint? Da. E, dacă mă iei așa, că mint într-una, că mint... Știi ce? Eu nu am ce să mai caut pe aici, da? La revedere. No, stai un pic să fac controlul la mănunțire. Da, fapt, lasă că e mai bine așa. Dacă pune puțină distanță între noi, nu se mai gândește la nuntă. Măcar pentru o vreme.
cert, mă. Păi știa ce urmează în pana mea. Atenție. Merge. Ați. Cătălinea. Ce ai, mă? Ia. Merge și... Cucu! Stai că mi-a dat la crimine. Gata! Hai. Liniște, merge! Gata? Cred. Ce râs, mă, așa te cheamă? Gata! Hai, e clar, nu mai filmăm. Cucu! Ce-ai, mă? Doamne, dar ce e cucu? Nu, ăla tău de la mine, mă, gata! Ce acțiune? Nu, nu, că trebuie să o motivez. Lasă. Hai, gata, stop, gata. Hai, am început. Oh,